Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Pentru cei care au pornit televizoarele mai târziu, le spunem că suntem în cadrul emisiunii Panoramic, dar nu avem dedicații, ne anunță regia, să mai anunțăm încă o dată, pentru că posibil să fi cam lipsit eu de la sunet Neradan. Îl salutăm pe Neradan. Astăzi facem emisiune la Panoramic, doamna Aura. Am vrut eu să vorbim despre ce am făcut noi. Când am chiulit de la... Joi? Direct. Joi am chiulit, nu? Joi. Chiar mă gândeam, joi, cine a fost pe la noi? Cam mulți au fost pe la noi. într-adevăr. Astăzi, la Panoramic, vreau să vorbim despre spectacolul de lansare a albumului Când Oltenii se adună. Că eu eram să spun când am pus pozele pe Facebook, pentru că sigur avem și privitori, printre privitori și prieteni de pe Facebook care ne urmăresc activitățile, eram să spun cu Oltenii lângă mine sau după mine, dar stai așa că parcă nu e. Și m-am uitat pe CD-ul care l-am primit de la dumneavoastră, ca să nu fac vreo greșeală, Când Oltenii se adună. Și se adunară, ca să vorbim așa mai pe oltenește, se adunară. Da, se adunară oltenii noștri tocmai joi când i-am convocat. Pe lângă artiștii de pe album, care sunt în primul rând oltenii care se adună, au venit și olteni în public. Au venit. Și ne-au onorat și le mulțumim tare mult, din suflet le mulțumim. Ce n-am luat cu noi din mari emoții, că am avut și noi un frumos eveniment, n-am luat cu noi albumul, o să rog pe colegul nostru Dan să ne aducă și nu albumul, să-l vadă telespectatorii. Adică noștri. CD-ul? Da, CD-ul. Poate să-l primim la Dan, am pregătit câteva poze mai încolo, să arătăm întâi pe ecran imaginea. Și poate în timpul fotografiilor primim și albumul. Rugăm-ne pe Neadan să ne aducă și albumul, ca să-l mai prezentăm o dată. Eu l-am primit de la dumneavoastră, albumul numărul 2 sau 3, adică și invitația a fost numărul 4. Ați pregătit-o prima oară pe 1 pentru mine, dar până am ajuns eu a dispărut invitația cu numărul 1. Păi nu era ștampilată când am vrut să-ți dau pe cea cu numărul 1. Corect. Dar doamna Aura când a zis, nu-ți dau până când nu pun ștampilată ele. Așa este. Trebuie să dăm puțin timpul înapoi ca să vedem de unde ideea cu acest album, cu acest proiect, să zic așa. Că ați ajuns, totul a fost un proiect și acum ați finalizat, să zic așa, primul copil. Da, al proiectului AV Studio. Bine, nu știu dacă e chiar primul copil, pentru că fiecare copil este fiecare piesă pe care o realizăm la studio. Da. Dar acum, acum am unit copii, o parte dintre copii într-o familie numită albumul Când Oltenii se adună. Da, chiar vorbeam după ce s-a terminat spectacolul că am mers la un loc unde, să nu zicem nume, să mâncăm și noi ceva după aceea. O masă mai pătrată, dar erau 7 mese lipite. Așa. O parte dintre noi care am rămas la ai la discuții, să ne dăm cu părere, așa, cam cum a fost, da. Și chiar vorbeam că exact acolo ne-am întâlnit noi prima dată când ne sfătuiam că ce-ar fi să facem un studio. Deci chiar acolo s-a născut prima discuție. Erai tu, Betty, Dan și cu mine și cu Adela Cioclei, colaboratoarea noastră și prima noastră colegă de studio. Cred că și ea ne-a împins de la spate, adică hai mă, dar de ce nu faceți? Ea ne-a încurajat și a zis. Da, nu numai, dar ea nu era singura care ne zicea. Pentru că noi da, îi chemam, dar îi ideea sunam, ați avut-o, dar mai trebuia și cineva să ne împingă. Da, exact. Hai, faceți că trebuie. Hai că eu am nevoie să imprim și n-am unde. Exact. Da, trebuie să le spunem telespectatorilor că totul a plecat de la filmările lunare pe care le organizăm. Noi sunăm în fiecare lună la fel și fel de interpreți, pentru că unii spun de ce nu m-ai sunat cu 3 zile înainte sau cu o săptămână sau aș veni, dar n-am piesa gata. Vedeți, dacă stau și în regie știu că nu trebuie să dau cu mâna. Astăzi am voie să fiu deschis aici, nu am reguli din partea doamnei Aura, că în afară de noi n-are cine să ne mai critique, doar de-a Dan, dai băiat ca lumea. Așa, deci am dezlegare să fac emisiunea asta mai veselă astăzi de Panoramic și să-l salutăm și prietenul meu, Cornel, care mi-a dat voie să intru peste el. Este dator să facă și el o emisiune de dedicație în locul meu. Așa. Dacă nu Neadan, am eu grijă și de Neadan să-l bag la dedicații și ne descurcăm și noi, doamna Aura, la regie. Ne descurcăm ca să arătăm că putem să facem. Suntem multifuncționali. Și copiii spun, nu am piesa gata, aș veni la filmări, dar n-am cu ce. Același lucru, am piesa de nu știu când în lucru, e aglomerație la studio.
Și eu am tras concluzia că sunt foarte mulți artiști care vor să vină și nu sunt destule studiouri. Corect. Că dacă erau destule studiouri, nu rămâneau în urmă cu piesele. Și atunci am zis, bă, înseamnă că e lipsă de studiouri pe piață. Hai să facem noi unul. Da. Eu acum, să zic așa, vorbind mai din fiind, să zic, prieten sau cunoscându-mă și cu ceilalți, cum să spun, proprietari sau care au studiouri, sau ceilalți prieteni care au și ei studiouri, într-adevăr, noi ne considerăm o concurență, dar spunem așa, ca și în domeniul nunților și numai a studiilor, ne dăm câteodată ocupați ca să, chiar dacă avem sau nu avem de lucru, să știe clienții că suntem ocupați. Suntem foarte ocupați. Da. Adică avem, nu avem de lucru, 6 luni durează, domnule, o piesă, 6 luni. Și atunci, mamă, îți dai seama dacă ăștia cât au de lucru, coadă-i la ăștia, acolo sunt mergem buni, și noi. Tată. Acolo mergem și da, noi. Da, păi chiar o tactică, asta e o tactică de marketing. Păi asta, într-adevăr, dar totuși o limită, adică hai să facem și noi o piesă, doamna Ora, în 2 ani, ca să fim cei mai ocupați. Cei mai ocupați. Da. Chiar mi-amintesc acum că lucram cu cineva la un material, nu dau nume, și primește un telefon. Alo, sunteți liber în data de, știți, am și eu nevoie să facem, să dregem, nu știu ce. Sunați-mă în 5 minute să consult agenda. Corect. A lăsat telefonul jos, am continuat noi treaba, mă uitam la ceas, treceau 5 minute, el nu consulta agenda. Da. Și zic, păi vezi că trebuia să consulți agenda, că te sună omul ăla, nu că oricum eram liber. O știu liber. Pe râs, da. L-am lăsat numai ca să aștepte să dau importanță, să-i dau puține emoții. La mine când sună cineva, dau numărul secretarei mele, da, colegei noastre și știi agenda pe de rost. Da. Ea știe și agenda are, mai are Gigi, apropo de Betty, mai are el, dragi telespectatori, că acum panoramicul este non-formal, așa, ne permitem să povestim, să dăm din casă. Nu de alta, dar am zis, măi, cum să mă laud eu cu ce am făcut ca realizator și atunci ce să fac, l-am luat pe Gigi de realizator ca eu să fiu invitat, zice Gigi despre Betty. Da, de ce nu spune și când mi-ați dat pentru astăzi, doamna Aura, ca să vă laud eu aici, să nu vă mai laudați dumneavoastră. N-avem voie, nu? Ne-a ajuns să ridici la plasă. Neatan, pune niște zerouri acolo, că cifra din față o punem noi. Euro, lei, nu contează, dolari. Apropo de modul în care tratează Betty afacerile legate de evenimentele pe care ei le contractează și în general de cât de vigilentă e Betty și cum le știe pe toate și cât de meticuloasă e, zice Betty, dacă arunci bani în sus, până jos îi numără. Da, când apăreau imaginile acelea, că, să zicem așa, mai erau evenimente și erau vremuri când luau unii salarii sau ce făceau, ce tunuri dădeau și când cântam la restaurant veneau cu ploi de bani și se mai poartă pe la marile nunți, să zic așa, unde se cântă manele, ploi de bani, dar am prins și noi în tinerețe câteva chestii de astea și aveam așa o glumă, deci dacă arunci o ploaie de bani, până se așează toți banii jos, Betty a numărat pe toți. Deci e o foarte bună și eu încercam să pun ceva deoparte cu colegii ca să avem și noi acolo de o prăjitură. Tot știa, trebuie să fie atâtea hârtii la bancă, dacă mergi să plătești o rată, să zicem, scrie 3 hârtii a nu știu câte lei, 7 hârtii a nu știu, ca să aibă evidența, nu ca sumă totală, și ca număr de hârtii. Atâtea de 50, atâtea de 10. Da. Așa și Betty, păi trebuie să fie atâtea hârtii de 100, atâtea hârtii de... Mamă, sunteți zic, mâncați, înseamnă. Deci am, în noi am pus deoparte să vedem dacă... Da, am vrut să punem deoparte să vedem dacă are dreptate, dar avea dreptate. Știa. Deci îi număra bine. Știa. Și fără să se ia curând. Doar dacă stingeai lumina, poate se încurca la număr. Sau păcălești. Da, adevărul e că tot ce am făcut noi acum a fost un tur de forță și vă mulțumesc. Uite, n-am apucat să vă mulțumesc și ție și lui Betty. Păi de asta am venit, doamna Aura, de asta am venit, da. Eu am trecut și sâmbătă și duminică, dar nu era nimeni aici. Am trecut sigur. Da, da, da. Chiar vreau să vă mulțumesc și vouă și Roberte și Chiopu că ați făcut o prezentare de zile mari, adică niște profesioniști de nota 10. Vă felicit. Ne-ați ajutat și dumneavoastră, că știți că noi unde nu prea știm, mai bine cerem părerea, ne consultăm ca așa... Am făcut și desfășurător, da, care exact, a exact fost așa cum trebuie. În felul ăsta și știut și vreau să amintesc de colegii de la Sunet, de Viorel Mezdrea, care chiar mi-a și spus, zice, de când fac eu Sunet, e a doua oară când primesc desfășurător. De ani, da, de zile, da. Și a lucrat cu mulți
Și cu Mari. Corect, pentru că cu domnul Viorel Mezdrea, numai eu și dumneavoastră, dar m-am întâlnit în lunile trecute la trei evenimente. Și ați fost și dumneavoastră. Ați fost și la Bustuchini, ați fost. Da. La Berlești ați fost. Și la Ponoare ați participat. Sau și ați avut și cu... Și ne-am și întâlnit, chiar ne-am întâlnit. Cărbunești, adică el e cam peste tot. Și de asta zic, apropo de spectacole sau evenimente, apropo de desfășurători. Da. E greu, adică e bine să ai acolo, să știi ce urmează. Să știi cânturi. Ce urmează omul, da. Adică cum să... Și mai ales că se obișnuiește și mi-am dorit foarte tare ca fiecare dintre artiștii de pe album să poată să spună ceva. Și atunci dacă s-ar fi dat drumul imediat la muzică în momentul în care voi îi chemați în fața publicului, automat ei nu mai puteau să vorbească. Și eu nu suport chestia asta când văd la un spectacol, că în momentul în care iese artistul, solistul în față, orchestra bagă tare să nu se audă solistul, ca să termine mai repede să plece ei pe unde au treabă. Mă, nu se poate. Dacă omul ăla a intrat pe scenă și vrea să zică două vorbe, lasă-l, frate, că nu vorbește o jumătate de oră. Da. Și atunci am zis, mă, vreau să-i văd vorbind, că nu vorbim mult, nimeni da, n-a așa a scris doamna Aura acolo în paranteză. Nina Predescu, în paranteză, vorbește. Vorbește, după aia play. Deci noi nu trebuia să citim acolo unde scria vorbește. M-am și gândit, oare, dacă... Da. Păi nu, doamna Aura, a sosit coletul cu fotografii și prima poză pe care am pregătit-o, ia cred că o să începem exact cu albumul. Vedem. Ia să vedem regia, albumul despre care vorbeam, da? Cam ăsta este. Când oltenii se adună, pe care îl rugăm pe colegul să ni-l aducă și din birou. În timp ce ne uităm la poze, și acum o să primim și creadă, albumul. Să nu creadă lumea că e desenat. Mulțumim da, tare e dictat, mult, colegul. Nu, da, seamănă așa, din cauza unghiului. Și așa, par, da, am avut grijă să pară. Ia uitați-vă, doamna Aura, dacă n-ați văzut la spectacol ce am făcut noi acolo. Ia să vedem. Roberta și... cânta. Da. Liviu Ploaie, domnul Fane Popescu, Ștefan Popescu și Marius Ploia. Marius Florea, pardon. Acompaniau. Roberta a fost prima care a cântat, fiind cea mai mică, normal. Cea mai mică în grad. Cristina Ploaie, bine, fotografiile nu sunt puse în ordinea în care s-a intrat pe scenă. Cristina Ploaie, soția domnului Liviu Ploaie. Domnul Liviu Ploaie este domnul cu acordeonul și este prietenul nostru de la Craiova, conducătorul studioului Liviu Ploaie și un colaborator de nădejde, că noi tot ne întrebam spuneam, cu cine da. Să lucrăm. Uite, am găsit cu cine să lucrăm la acest studio ca să iese un sunet bun. Marius Florea, Liviu Ploaie, iată Ștefan Popescu. Mai avem câțiva colaboratori care au dorit să nu le spunem numele pentru că au să dorit să se... rămână da. Sub protecția anonimatului. Corect. De altfel, am să spun și de ce, nu pentru că le-ar fi rușine cu noi. Iată și pe părinții și fratele Roberte Șchiopu și în da. Spate domnul Vienel Guran, e și soția lângă, doamna Guran. Poate vedem Mitrana. În alte unghiuri că am pus mai multe fotografii da, și să anunțăm și pe cei care ne urmăresc, o să se vadă și fani, unii fani care sună la dedicații, exact. Când îi vom vedea, îi vom acum intră în scenă domnul Liviu Ploaie, a avut o instrumentală frumoasă, mult oare drag. Pe cine prezentam eu acolo? Ce citeam eu spune acolo? Eu pe domnul Liviu Ploaie că uite ce frumos se înclină în fața publicului. Da, despre el era vorba. Da. O locație foarte frumoasă, bine aleasă pentru acest eveniment, chiar mai vorbeam între melodii, da, Luminița Țicleanu. Țicleanu cu Angel Mariana, o mai cheamă cumva și cu copiii ei. Eu am crezut că au fost fani care au vrut să facă poze. Nu, ea da? Este prietena Luminiței și a fost la noi la filmări pe Sobodol. Păi vedeți, copii, eu știu pe unii numai în costume. Ia uitați aici, înțepând de la dreapta domnul Nichifor, da? Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Domnul Brozbă, doamna prezența. Nina Predescu, doamna Domnica Trop, Donuț Cardu, Venera Despău, Irina Zuica, rândul numărul 1. Iar în spate, plin de iubitori ai muzicii. Iată, mi-a plăcut foarte mult colegii noștri de la videoclipul lui Văduva au venit în costumația populară. E vorba de ansamblu Brâulețul de la Bălești. Au venit și seniorii și juniorii. Eu chiar seniorii, nu știam exact că mă întrebau, dar cine sunt, ce sunt? Zic, nu prea știu exact, că eu n-am... Mai... Și aici fanii, iată, din stânga, domnul Neanicu Fota, doamna Tatiana, doamna Ana... Doamna Elena, doamna Eugenia eu, Gârdu, domnul Daniel, da, o nepoată, Eugenia. Doamne Eugenia, și în dreapta nu văd acolo cine, adică eu.
Da. Da, mai făceau și poze. Și domnul plenind. Daniel Norocea, cine nu l-a recunoscut, cel în roșu, cămașa roșie. Neadan, uite, acolo, jos, Nenea Dan. Acum, da. Iată și pe Betty. Și doamna Maria Ghiță este în această poză, în dreapta, de la Cioclei. Nu o văd. Maria Ghiță nu e acolo. Da, lângă Betty. Acolo. Da, lângă Betty, acolo, este, între Betty și doamna Tatiana. Melinești. Deci, în sfârșit, ne vedem fanii. Exact. Îi vedem și noi pe ei la televizor. Că ei aici au văzut destul pe noi. Marius Florea împreună cu... Violeta Popescu și cu Daniel Norocea. Violeta Popescu este una Maria dintre... Maria Violeta Popescu, da? Așa. Colaboratoarea noastră la studio. I-am invitat pe toți, au venit cei care au putut. Exact. Și pe fanii am invitat pe toți și au venit cei toți care au avut timp, exact cum a spus și dumneavoastră, și-au rupt din timpul lor și au... Așa, aici cântă Irina Zoican, iar... Și a început hora mai... mare. A început hora, deci nu s-a mai putut obține. Da, așa de este. De fapt, m-am bucurat tare mult, uite, au intrat în horă și artiștii de pe album și tinerii. Dar am apreciat un lucru, că n-au intrat, iată, prezentatorii. Deci ce vreți? Adică, despre ce discutăm aici? Elisabeta Vasile, Gigi Vasile, Roberta Șchiopu din partea studioului și voi din partea televiziunii. Mi-a mai spus cineva prin sală pe acolo, frumoasă fata. O fată mi-a zis, frumoasă fata, frumoasă. Păi e vulpoica. Da. E vulpoica, uite ce ochi verzi are. Așa, aici doamna cântă... Nina vorbea, da? Nu vorbea, că Marius Liviu era cu mâna pe acordeon. Cânta Doina, asta a fost începutul, de fapt. Da, cu Nina Predescu am început și cu Nina Predescu am și terminat. Da. Și pentru că se vede decorul din spate, un frumos decor de toamnă, să-i mulțumim și Luminiței Fuiorea pentru superbul decor pe care ni l-a făcut. Da, și dacă ați crezut că lipsește domnul Cornel, uitați-l și pe Cornel la televizor. Deci a apărut și astăzi. Cornel de la emisiune. Uite că e acolo. Da. Da, pentru că noi am acordat și premiile ENSA TV Vertical și de data aceasta AVE Studio Group, pentru că AVE Studio Group a devenit și casă de producție. Ia uitați cum se vede publicul de aici, din unghiul ăsta. Da, păi au fost în jur de 300 de persoane în sală. Și trebuie să spunem că printre poze, cred că și domnul Daniel Norocea și cu Cornel au făcut pozele astea. Da, da? Ionel Cilică, diaconul, de la el am luat o parte din ele, Cornel Șomâ cu Daniel Norocea. Stânga iată acolo, pe domnul director domn de la director, Școala Populară Bratu, da? De Artă, domnul Bratu, care a și primit un premiu, o să spunem imediat, premiile pentru Școala Populară de Artă și chiar îi mulțumim în mod expres, chiar l-am sunat și i-am mulțumit pentru că a venit cu toate și alături doamna director de la bibliotecă, doamna Bratu, soția dânsului. Chiar i-am mulțumit că a venit pentru că dânsii ieri au fost, azi fiind luni, au fost Școala Populară și a aniversat, a avut o aniversare și la nu București. Știu câți ani la sala radio au avut spectacol și joi, în timp ce noi aveam spectacol, ei aveau repetiții. Da, a trebuit să învoim pe neafănică. Ei, și Gașca, o parte dintre toți cei care au dintre, rămas da. La final la poze. Și interpreți și câțiva spectatori. Adică... Unii dintre cei din public au trebuit să plece pentru că, efectiv, uite, Adela Cioclei chiar a făcut un proiect și Cornel la fel. Iată, Ileana Mustăcel, colega voastră de cântec din Mehedinți da. A avut drum prin Târgu Jiu și a zis, vin mă la voi la spectacol dacă aveți cum să nu vin. Mariana Palau. A fost și Mariana Palav, uite că am uitat de poze, că la câte am avut pe cap cu Mariana chiar am uitat. N-ați făcut poze. Da. Of, cum ați ratat-o. Da, aici Nea Fănică Popescu primește un premiu pentru întreaga activitate în slujba artei populare tradiționale. Știm că el este maestrul instrumentelor de suflat, profesor doctor și-a dat doctoratul corect, da. În așa ceva. Acolo în stânga avem pe Nea Nicolae Rotaru pe care îl salutăm și care ne-a dus în dar de fapt noi am comandat la sculptor, da, să spunem sculptor, da, artist popular și profesor la Școala Populară de Artă. Acolo în mâna dânsului se află trofeul pe care ni l-a înmânat după ce trofeul l-a construit. Trofeul pe tale de cântec. Trofeul pe tale de cântec care va fi lansat aici, avem pe Lumița Țicleanu dacă nu mai avem timp să o prezentăm. Trofeul pe tare de cânte care va fi cel mai înalt premiu al concursului pe tare de cânte, deci emisiunea pe tare de cânte va avea odată la 3 luni concurs, iată și pe Venera de Spău cântând, este stabilită în Timișoara, dar este mehedințeancă și a venit la noi la studio, i-am făcut două piese care se află pe albumul Când Oltenii se adună.
Și acum cred că ne cântă Marius Florea sau Liviu Ploaie, nu știu cine Liviu, ne cântă. Liviu Ploaie, Ploaie pare mai pe mijloc acolo. Cred că el ne cântă. Cred că el ne cântă. Restul acompaniază. Bine că și la melodia lui mi se pare că are și un are răspuns și Marius, cu vioara. Da, are. Ei se citesc din priviri. Păi tocmai asta făceau acum, schimbau... Exact, din priviri. Schimbau. Ia uitați aici poză de amintiri, trebuie să avem că... A făcut un mare efort. Ce onoare am avut să vină exact. Domnica Trop, mama domnica. Și domnul Trop, Dănuț Cârdu sau Cardu din Cara Severin. Deci iată da. Și din Banat am avut. Și domnul Dorin Brozbă, prietenul nostru care ne mai vorbim, care ne-a făcut și o recenzie de mamă la album, o frumusețe de recenzie. Îi mulțumim tare mult. Uite și că... se mai vedea un cameraman acolo care ne-a ajutat. A, bineînțeles. La calitatea Ionuț, imaginii. Ionuț Bodislav. Bodislav e fostul nostru coleg care, deși nu mai lucrează cu noi, vine de câte ori avem nevoie. El a fost plecat în străinătate, a revenit. Iată aici și premiile pentru domnul Nichifor ca istoric, dar și pentru Consiliul Județean Gorj. În calitate de vicepreședinte a... Aici și doamna Nina Cunea Nicufota și cu doamna Ana Fota. Chiar Georgeta Corlan, care o să apară și ea, o să fâșii un pic, dragi telespectatori, pentru că acum noi ne uităm la poză, dar vrem să desfacem albumul. Da, luăm, desfac albumul, îl desigilăm. Da, iată pe doamna Elena Mârșu, da, care ne sună în fiecare seară și are o voce extraordinară, da. Și care a ținut să spună: eu sunt Elena Mârșu, poftiți aici, vă rugăm frumos. Eu am văzut când vorbeați, dar nu știam. Ce onoare pentru noi, ca oameni care au venit de la... Iată pe Viorel Sunetiști Nezdrea și pe și Gigi Bârdăcel, care ne-au acordat asigurat o sonorizare extraordinară. Extraordinară. Deci nici eu nu mă așteptam să vină cu atâta aparatură pentru... Așa o zis, sală o sală mică și... Nu era un spectacol mare, dar știa că fiind un studio avea nevoie de sunet la cea mai mare valoare. Da, iată din nou albumul pozat. Haide să vi-l arăt și în realitate, imediat ce dispare imaginea de pe ecran. Deci acesta este albumul Când Oltenii se adună, la o calitate maximă, la cea mai bună firmă care realizează din țară, unde își fac albumele cei mai mari artiști. Știu că v-ați interesat și a spus unde e calitatea cea unde mai bună, acolo unde e cel mai mergem. Bun și cel mai scump, acolo mergem. Da, corect. Nu, dar dacă vrei calitate, nu trebuie să te uiți tocmai aici să te uiți la bani. Da. Adică nu scoți un album în fiecare zi. Nu scoți. Și atunci am zis mergem la cea mai mare calitate, pentru că așa ne place nouă să lucrăm din toate punctele de vedere. Și ca să îi spun eu, domnul Neadan, știi cum a testat doamna Aura calitatea CD-ului? Am dat cu el jos. A dat cu el de pământ, da. A văzut că nu se sparge, da. Da, păi asta e o problemă. Foarte mulți artiști se plâng că dacă fac albumele la calitate mai slabă, cum ai pus mâna pe el sau ți-a căzut jos, ori se dezmembrează, ori se sparge carcasa. Și atunci, da, păi și ei le sincer, țin de unde le țin, și intenție. Pe la filmări și pe la televiziuni și le mai scap, mai alunecă, dar totuși de la prima se și facă... Acum, ce să vă spun, eu când am mers la firma respectivă și când le-am dat comanda și după aceea am și mers personal să dăm timbrele, pentru că, dacă observați, sunt timbrele acelea oficiale, adică este un album oficial la casa noastră de producție Orda. Oficială, da. De la Orda, înregistrată și casa de producție și albumul, fiecare album este timbrat, deci totul e perfect, nu că legal, că noi nu fugim de legalitate. Este oficial, deci nu este un album făcut la imprimantă. Și ați avut puțină emoții blocului, pentru că l-am primit exact cu o zi înainte de spectacolul ăsta. Da, dar în condițiile în care l-am trimis cu o săptămână mai devreme, deci ei s-au mișcat foarte bine. Dar e foarte greu, mai fiind mai mulți artiști, fiecare are problemele lui, fiecare poate să cânte azi mai bine, mâine e răgușit, poi mine e răcit, și până când am reușit să-i adunăm pe toți, să facem piesele, să le finalizăm, să facem documentația, că ho, 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 câtă documentație ca să înființez o casă de producție și să înregistrez fonograma, durează.
Plus că, na, Orda e o instituție de stat și chiar dacă când am vorbit cu ei au fost foarte deschiși și totuși a durat un pic partea de aprobări. Cum le zic eu în termeni, hârțogăraie. Hârțogăraie, birocrație, ce să ne facem, asta e soarta. Important e că iată, am reușit și știți, sunt tare fericită. Ați avut parte cât de cât și de oameni, să zic așa, serioși, adică în domeniul ăsta, pentru că au venit și albumele la timp, în primul rând, că puteau să întârzie din nu știu ce motiv. Adică, să zicem, firma de curierat să dăm vina de pe exemplu, ea. Exact. Pentru că și-am comandat ceva de la Urziceni și au zis că vine a doua zi și a venit după 3 zile. Și când am fost la firma de curierat, nu știm de ce. E în București pachetul, dar... Wow, deci am avut niște... Da. Nu, dar chiar am discutat și mi-au dat AVB-ul în momentul în care au pus coletul, au și zis, sunați la curierat, spuneți-le că mâine trebuie să vă ajungă coletul. I-a ajuns cu o zi. Pentru exact. Că, logic, nu că ne grăbeam neapărat, dar nu poți să faci un spectacol de lansare și să nu ai ce album să lansezi. Da, era clar. Nu, eu zic că toată lumea a lucrat foarte serios și foarte profesional, de la artiștii, studiourile al nostru, AVE Studio, Liviu Ploaie, instrumentiștii, chiar și Orda, cu toate că mă așteptam să fie mai rigizi, deci Oficiul Român al Drepturilor de Autor ne-au primit cu brațele deschise, ne-au dat indicații prin telefon. Deci doar atunci când am mers să ridicăm timbrele am mers personal, restul totul s-a făcut prin corespondență. Și pot să spun, iar firma, iar așa, producătorul, de fapt noi suntem producătorul, ei sunt cei care au multiplicat albumul. Noi suntem producătorul albumului, ei l-au multiplicat. Ei sunt firma care l-a multiplicat. Calitate maximă, termenul respectat, le mulțumim tare mult din tot sufletul tuturor. Și acum aș vrea să începem să le mulțumim celor din public, pentru că m-au impresionat până la lacrimi, deci efectiv n-am mai avut cuvinte. Noi am dat invitații, am avut 300 de invitații, le-am dat da, și la artiști. Să fac, adică intrarea a fost liberă, dar adică am zis gratuită, să fie și toate scaunele care erau acolo disponibile să fie ocupate. Nu da, vreau să fie nici goale și nici înghesuială. Încercat să invit, adică să chemăm prieteni sau colaboratori și toți care au vrut, au avut plăcerea să vină. I-am rugat și în cadrul emisiunilor care vor invitații și avem un prieten care nu a venit, da? Domnul a zis că vine. Nu, nu, nu. Domnul Tarzan. Tarzan nu a zis că poate. Vine. Domnul Tarzan nu mai primiți dedicații, gata. Da. S-a închis. Așa, nu contează că s-a ocupat. M-am oprit invitația. Văzusem eu un scaun gol și nu știam de ce. Da. Da, vreau să mulțumim. O să te rog să citești tu, Fani, cu toate că ești realizator, dar nu i-am scris pe toți că n-am apucat și tu îi știi. Și o să încep eu întâi cu colaboratorii de la studio, eu pe toți am invitat, pentru că chiar dacă albumul are 18 piese, aici și hai să spunem numele, Nina Predescu, Irina Zoican, Luminița Țicleanu, Venera Despău Gogan, pe album, Georgeta Corlane-Nache, Cristina Ploaie, Marius Florea, Liviu Ploaie, Adela Cioclei și Roberta Șchiopu, 18 piese sunt pe album. Cu toate astea, noi avem mai mulți colaboratori, am ajuns la 47 de piese finalizate și cred că 10 sunt în lucru în momentul de față. Și altele care, artiști care și-au exprimat dorința să vină, încă nu au ajuns, să-i așteptăm în zilele următoare să se programeze la studio. De asta zic, i-am invitat pe toți colaboratorii noștri. N-au reușit să vină toți, unii ne-au spus că sunt plecați la concursuri în străinătate, chiar unul dintre ei, Adrian Văduva, dar cei care au putut au venit și vreau să-i numesc aici. Dacă cineva are ceva de spus, am uitat să-l scriu, să-mi dea mesaj și îl spun și pe el. Da, este cum trecut. Am pățit cu doamna Eugenia Gârdu, care a zis, pe mine nu m-ați anunțat, că ajungem colegii acolo, au anunțat ajungem în sală. Imediat. Așa, deci Claudiu Beștea este din Melinești. Învață la liceul de muzică din Târgu Jiu și a făcut o piesă instrumentală la noi la vioară, a venit în sală cu prietenii lui.
clasa de vioară Marius Florea, număr de vreo 15, după câte am înțeles. Ca să nu spui, au venit cu o oră și ceva mai devreme. Au venit cu o oră, păi dacă domn profesor i-a și chemat... Și fiind unii dintre ei chiar și copii, au venit cu părinți, însoțiți, că... Dacă domn profesor i-a chemat la ora 5, la ora 5 au fost acolo. Și, deci, și dumneavoastră maximă. A fost toată ziua, am mai venit și eu cât de cât mai devreme și am văzut... Chiar am văzut... Da, păi noi ne-am terminat de instalat, am zis mergem să ne schimbăm, tu ai rămas să primești pe cei care vin și când te-ai trezit de la 5 cu ei, ce ai ce, zis, bă, frate? Ce, și cu doamna Ana de la 4 au venit. Ce discutăm aici? Cu doamna Ghiță, da. Au venit, da, asta da. E important. Vreau să mai spun, apropo de Marius Florea, m-a uimit un lucru, ne-a cam dat așa, ne-a cam tăiat fața... În sensul că eu am invitat, dragi telespectatori, vă spun acum, dar să nu audă ce ne au, am invitat pe doamna Ona Calistru, care este inspectorul CNA de zonă, dar doar nu ca o periere. Exact. Și pur și simplu pentru că noi n-am avut niciodată probleme în toți anii ăștia, la niciun control, n-am avut nicio amendă, am fost cu minți, am respectat legea, suntem niște extraordinari. Dar... Pentru că este o doamnă extraordinară care ne dă sfaturile cele mai bune, ne găsește căile cele mai ușoare de a respecta legea și de a nu greși. Și pentru că am vorbit la telefon în zilele astea, m-am gândit, zic, ia să o invit, mă, că poate vine. Și am invitat-o și zice, trimiteți-mi invitația, mulțumesc, nu știu dacă programul îmi permite, dar... încerc dacă pot. Atât am spus. Am trimis pe mail invitația, ajungem acolo. Nici m-am mai gândit că oricum eram nedormită, eram obosită, muncisem noaptea la diverse chestii ca să termin tot ce era de pregătit pentru spectacol și nu m-am mai gândit pe cine am invitat. Și o văd pe doamna Ona, hopa, zic, iată că a venit, nu-mi vine să cred. Deși nu-mi confirmase. Și se ținea de mână cu aia mică. Și aia mică zicea, aici vreau să-i mergem. Doamna zicea, păi nu știu dacă aici suntem invitați. Era o mică confuzie. De ce? Noi o invitasem acolo unde aveam noi evenimentul, dar o invitase și Marius Florea, compozitorul nostru, pentru că întâmplător fetița dânsei este eleva lui la vioară, în primul an. Și ei, practic, renunțaseră la invitația noastră, dar acceptaseră invitația lui Marius Florea la concursul, la spectacolul lui domn profesor. Pentru copil. A mers și pentru copil. A mers pentru copil. Era dânsa în afara programului, deci nu era nicio problemă și nicio supărare și n-avea nicio obligație să vină la noi. Corect. Și când ne-a văzut și pe noi, păi stați un pic, că eu venisem la spectacolul, știți că de asta v-am zis că nu știu dacă îmi permite programul, că vreau să vin la spectacolul lui domn profesor al lui Fimea. Păi ăsta e spectacolul, ăsta care îl facem noi, că e și domn profesor tot cu noi. Ia, zice, mă bucur să aflu chestia asta. Deci este lumea mică. E lumea mică, da. Ați invitat și din partea primăriei și a Palatul Copiilor. Da, am aici toată lista. Colaboratorii. Dar să termin întâi cu colaboratorii de la studio care au participat și am terminat cu viorile lui Marius Florea, că m-au nebunit, deci așa. Violeta Popescu, Maria Violeta Popescu, era așa o domnișoară care a lucrat cu noi și vrea să vină în toamna asta să mai facă o piesă. Daniela Guran, Mitrana din Dănciulești, atenție, care am invitat-o și a zis vin cu mare drag, are două piese făcute cu noi, chiar își dorește să fie pe al doilea album pe care urmează să-l scoatem, că nici n-am respirat bine după ăsta și deja vrem să-l scoatem pe al doilea. Foarte bine, foarte așa? Bine, așa trebuie. Hai să-l punem în picioare așa să-l vadă și telespectatorii, da? Și vrea să mai vină să mai facă o piesă, Bianca Săpunaru cu bunică, cu tot, chiar am rugat-o să vină cu bunica ei pentru că adică invitațiile erau de două locuri și chiar i-am zis zic, vină cu bunica, cu bunica vin să știți. Așa, Georgiana Meiță, care a venit cu tatăl ei, Bogdan Guran cu tușii. Zice, eu vin, dar vin cu tușii. Cu tușii să vii. Bine, el a venit și în cadrul grupului ansamblului de la Bălești, era îmbrăcat la costum popular. Avea două calități. Era în același timp în proiectul școlii Ceauru și în invitatul nostru... Pentru că a venit la studio, are și da. El deja vocea trasă și urmează să fie gata prima piesă. Magda Brunaru, frumoasa roșcată de la Palatul Copiilor, elevă.
Da, a fost elevat la Vatul Copiilor, este din Peșteana sau ceva gen spre Țicleni, de la Peșteana spre Țicleni, mi-amintesc. Deci, iată, au făcut atâția kilometri și acum să continuăm cu fanii tăi care au venit de la și mai mulți kilometri. Păi nu știu, în ordine alfabetică, în ordinea distanței, că tu? La litera am doamna Ana Fota, ce să mai, și cu domnul Neanicu, cum spune prietena noastră Bianca, a venit de la Dânciulești împreună cu prietena noastră de la Melinești, doamna Maria Ghiță, din de la ora 4. Din Dolj, care din Dolj, spunea, da. Eu cum să vin, că sunt foarte departe, după care zice, o să vin cu Neanicu. Ei nici nu se cunoșteau. Și culmea, deși sunt în comune, învecinate. Când am făcut ultimile două emisiuni de dedicație și am vrut să dăm invitații, nu a reușit doamna Ana să sune, n-a reușit să ne prindă în direct, să ceară invitație. Doamna Maria. Cred că nici doamna Maria Ghiță, da. Tot pe Facebook. Și chiar ne-a mirat, pentru că știam că ei vor să vină sau așa și chiar mă zic, nu mai sună sau nu așa, nu reușește. Tu te dai cu invitațiile pregătite. Deci, cu această ocazie s-au și convins că nu sunt telefoanele aranjate sau nu știu ce la dedicație. Chiar în ultima seară au sunat oameni care nu sunaseră niciodată. Da, deci, și mai ales chiar vot și bărbătești, că am auzit și așa, de la Turcinești, doamna Eugenia Gârtu, doamna Eugenia, să nu ziceți că nu va cu nepoata a venit. Deci că vin și eu cu o nepoată, că era vorba de două locuri pe invitație și doamna Eugenia fusese pe invitație cu doamna Maria Ghiță, așa? Problema și mai vin și eu cu o nepoată. Când mi-a zis cu o nepoată, mă gândeam că e un copil. Mă gândeam că e un copil, o nepoțică. Zic, da, veniți, cum să nu. Așa, doamna Elena Mârșu, care a venit cu soțul de la Motru și le mulțumim pentru că a avut timp și plăcere să fie alături de noi. Doamna Elena Cisar și domnul Dănuț, care au și sunat la mine să pun o vorbă bună pentru Bogdan. Adică o vorbă bună să spun doamne Aura să nu cumva să aibă răbdare, așa că e foarte emoționat și dar rușinos. Dar tu ai vrut să-mi spui. Da. Da, păi nu, că eu că nici eu nu știam. Nici eu nu știam. Și când am intrat pe ușă și știam că e aici, vedeți că e acolo la studio, dacă ajunge să nu cumva să aibă emoții. Și am zis, tu ești mă Bogdan, da. Ce mai emoții? Gata, săracul, cred că... Da. La început, el nu a imprimat niciodată până acum și toți care n-au imprimat niciodată până acum când au venit cu teamă, cu teama că poate dacă greșesc o să fie certați sau dacă sau nu cântă dacă greșesc, bine nu spune... o să rămână așa. Da, exact. Și au constatat că nu e așa la noi și că lucrăm și imprimăm până când iese cum trebuie. Pe așa și trebuie. Eu am, că tot vorbeam de alte, să zic, studiouri, chiar am mai vorbit cu cineva, sunetist sau de la studio, zic, dar de ce ai lăsat-o pe persoana, să nici să nu zic doamnă sau domn? De ce ai lăsat-o să cânte așa de fals? Așa a vrut ea. Nu mai spune. Da, adică dacă vine cineva, un interpret, nu contează câți ani are sau cât de cunoscut este. Și să zicem că e mai obosit, poate gâjie, o oboseală în voce sau falsează că obosește urechea repetând sau încercând. Sau poate nici nu are ureche muzicală. Mai grea. Sunt da. Oameni care cântă, dar nu au ureche muzicală și recunosc, băi, tu spune-mi dacă sunt pe ton, că eu nu știu. Da, și pe exact. Revedere. Și vezi că aici nu, lasă așa că e bine. Adică totuși, eu din punctul meu de vedere, cum aș gândi eu, uite, îți las pentru tine să asculți tu acasă varianta asta ca tine, dar mai fac și o variantă cam cum o gândesc eu și cum o simt. Și le asculți pe amândouă. Sune, da, și o ieși pe asta, asculți cu așa sau poate. Și cu altcineva. Mai cere părerea exact. Și să vezi care e realitatea. Că sunt în domeniu sau că e mama și tata și atunci... Acum, fiecare e subiectiv, fiecare crede că el cântă bine. Că altfel n-ar cânta. Știți ce mai spun unii soliști? Păi eu vreau să se audă la studio ca și cum aș cânta la nuntă, adică... Am auzit și eu de astea, dar îmi pare adică foarte cu efect, rău, cu reverb, cu reverb, toate asta, cele. Da. Păi adică și noi, 10, și mâine. Da. Cum te auzi tu la dedicație când e televizorul dat prea tare. Da, și se creează repetiția aceea. Nu, asta nu se poate la studio, se dă un efect, dar în niciun caz e un efect special de studio, în niciun caz efectul de la nuntă. Deci aia nu. Pentru că... Înainte, când apărea un CD, doamna Aura, și mergea pe la unele comisii, nu prea, uite, din 18 piese, poate ți aprobau 5-6. Adică, și din cauza, nu neapărat a calității, poate CD-ul era același CD cu același interpret, dar din cauza textelor sau a liniilor melodice, da, a zonei respective, adică
Dar, na, comisia respectivă și acolo normal că ar trebui să fie niște oameni în măsură să își dea cu părerea. Corect. Asta nu înseamnă că dacă eu, să zic, eu și oricine lucrez într-un post de radio sau televiziune, le știu pe toate. Adică trebuie să ai o pregătire, da, ca, să zic așa, cultură muzicală sau genă, da, cunosc și eu 11.000 de soliști. Asta nu înseamnă că dacă eu cunosc că știu pentru... muzică. Da, sau vorba aia, am pe Facebook, prieteni. Da. Asta nu înseamnă că știu asta muzică. Exact. Dar... Dacă am prieteni soliști. Da, să zic, sau nu neapărat că în comisia respectivă trebuie să fie numai profesori de muzică sau cei care, sau dirijori care aud foarte bine, dar și sunetiști, și așa, și oameni din conducere, și fiecare să... Așa era odată. Acum... Mai este și acum, pe la anumite, de exemplu, la radio, la radio-ul de stat, de stat nu-ți primește da? Orice piesă. Păi da, știu, pentru că, că vorbesc acum chiar și de Betty, de exemplu, piesa, că nu-i ceva de ascuns, An de dragoste furată, titlul albumului nu a fost... acceptat. Da, și printre melodii, cum a zis, mă, să încerc și una puțin mai lăutărească, mai de București. Uh-huh. Deci aia era mai mult așa... De coloratura, pentru, cum da, să cânte pentru sufletul ei. Uh-huh. Culmea că i-a aprobat-o pe aia. Care piesă? Inima mea bună, nu știu dacă o are filmată, inima e ceva lăutărească, nu, n-a promovat-o, nu, aia a făcut-o mai așa pentru ea și chiar le spusese celor, mă prefer să renunț la două piese din, de pe album, numai să mi-i acceptați melodia de album, păi da. Albumului și nu știu bine, cum acum rămas. Și comisiile sunt subiective și ăia sunt tot oameni. Pentru și... că, într-adevăr, melodia, de exemplu, nu zic că ăsta e motivul, melodia, de exemplu, are o tentă, să zic, spre mehedinți. Orice solist poate să-și aleagă ce zonă vrea să cânte până la urmă. Categoric. Pentru că, da, când te duci la un festival și vrei să reprezinți Gorjul, cânti melodii de Gorj. Muzică de Gorj. Dacă vrei, ești din Gorj și vrei să îți place ție, să zic, zona de Banat și vrei să cânti, da, te și îmbraci în costum de Banat și când sunt din Gorj, la mie îmi place să cânt de Banat și o să cânt de Banat. Da, păi uite, Roberta Crintea e, Banat, da. E târgujeancă. Gorjeancă, da, gorjeancă, da. Târgujeancă pură da. Și cântă Banat, pentru că asta i s-a potrivit ei pe voce. Exact, și se îmbracă cu și costume îmbracă din cu Banat. Costum, imprimat, mai cântă și Gorj, dar a, cântă Banat. A imprimat de și Gorj, cu orchestre din Banat, adică să oameni care știu mai bine stilul de acolo stilul din Banat. De acolo, categoric. Da. Dar uite, de exemplu, la noi, Cristina Ploaie, soția domnului Liviu Ploaie, a imprimat prima piesă, a fost cea de ciobănie. Și toți au întrebat și ea a zis, ce aveți, frate? Băi, Cristina face o piesă de ciobănie, zice domnul Liviu. Păi de ce? În condițiile în care ea avea multe piese în lucru, cu țambalul tras, cu alte instrumente trase, versurile existau, nu trăsese vocea. De ce? Ca orice cizmar desculț. Adică da. Dânsul fiind foarte ocupat, tocmai soției nu-i făcea piesele. Și când eu am zis, ne trebuie o piesă de ciobănie, zic eu. Și Marius zice, să avem un areal cât mai bogat. Exact. Adică să arătăm că putem realiza piese din mai, cât mai multe zone ale țării. Și zic, băi, uite, una de ciobănie, dar cui, pentru cine să o facem? Mai la început, atunci când eram și noi, era mai puțin aglomerat. Acum nu ne mai văităm de gen, ne văităm să ne ținem de programări. Și de comenzi. Și hai să facem una de ciobănie, dar cine să o cânte? Pe cine să... Bă, vină tu la mine la studio ca să faci tu o piesă de ciobănie, că vreau eu să o am în portofoliu. Nu merge. A, cine? Cristina! Păi da, dar zic, ea nu cântă ciobănie. Cine? Dumneavoastră a zis Cristina? Nu, nu. Soțul. Cred că soțul ei sau Marius a zis că să o punem pe Cristina. Păi zic, da mă, dar ea cântă ciobănie, că ea e din Dolj, Dolj. Stă în Dolj, e de prin undeva din Muntenia. Prahova, parcă din am Prahova înțeles. E. La care zice domnul Liviu Ploaie, zice, păi și care e problema? Cântăm orice. Ce, noi la petreceri când mergem, nu cântăm orice? Așa este. Ne ducem la o nuntă la munte, cântăm ciobănească. Ne ducem la o nuntă la Dunăre, cântăm, Dunăre, de cântăm Dunăre. Sârbească și așa exact. Mai departe. Și a ieșit o piesă, chiar îmi spunea domnul Dorin Brozbă, care ne-a făcut și o recenzie foarte frumoasă, cred că am mai spus asta în emisiune, dar mă rog, nu contează, o mai spun o dată. Zice, am ascultat versurile, am ascultat piesele, mi-a plăcut foarte mult Cristina Ploaie cu piesa de ciobănie, în condițiile în care ea nu cântă de regulă ciobănie. Știți că dumneavoastră mai aveați așa o chestie care vă deranja.
Nu acum la spectacolul ăsta. Mergeați la filmări, la spectacole, festivaluri și așa mai departe. În timp ce solistul cântă în față, cântă, asta e, poate să se supere. Dacă se uite foarte bine că se uită, altă dată să ține minte. E bine că se uită la ensat. Ăia de pe scenă, că-s cu fiori, că-s cu trompete, cu ce sunt ei pe acolo, termină de cântat și pe aia... Solistul cântă, tu unde ai cântat aseară? Da, așa, eu am avut așa, adică, hai să mai cântăm. E, da, domnișoare, să ne dai și nouă numărul de telefon, solist, da, pentru că... Da, culmea, am auzit așa ceva exact, pe scenă. La montaj, acolo auzi orice greșeală. Și de asta vreau să vă revin, pentru că în timp ce cânta Cristina Ploaie, melodia de ciobănie, eu cu Nina Predescu despre asta vorbeam și Nina a zis, frumos cântă fata asta melodia asta, uite ce bine îi prinde. Chiar pe cuvânt, că asta vorbeam, o să se vadă poate pe filmare, că eu chiar mă gândeam în timp ce vorbeam, zic, mă, nici nouă ne convine când vorbesc, alții sau și șotesc pe acolo, dar asta este, cu unii ne întâlnim puțin mai rar și mai ales în așa și... Dacă nu vorbești, zic că ești încrezut, dacă vorbești prea mult, deranjezi. Și, dar a ieșit și i-a plăcut și doamnei Nina locația pe toți, care... Toți au spus că a fost frumos. Trebuie să și spunem, pentru că e sponsorul activității Complexul Riviera, pentru că nu am plătit, deci este sponsor oficial, așa că avem voie să spunem pe post. Nu este o colaborare... Ne servim, adică noi le facem publicitate, ei ne găzduiesc la dar ca și alte localuri din Târgu Jiu. La domnul Lemnaru, că spun și nume, de câte ori am apelat pentru orice eveniment, important să fie de-astea plăcute. A spus, da, spune ziua, ora și nu știu ce și alege sala, dacă e liberă, nici nu da. Mai... Deci chiar și noi când am vorbit mult? două minute, am crezut, mă, poate a uitat, poate, nu știu ce, hai să... Da, nici nu s-a pus ne-am problema. Mai dus cu vreo două zile. Păi mă, n-am vorbit. Să nu fie, păi data, ați vorbit, notați acolo, nu mă mai... Da. Tot, când mulțumim... am, scaunele erau aranjate, tot, da, adică... Da, asta, deci chiar când ne-am dus noi la ora prânzului și am început să vedem cum ne așezăm, ne-am eu mă închipuiam pe doamna Aura sau pe domnul Dan și poate mă prindea și pe mine, cărând la scaune pe acolo. Și nu știam cum să fac să vin mai târziu, zic, poate mai din 400-300 de scaune să carșe doar 20. Dar... Nu, era totul pregătit, da. Chiar la ora prânzului, deci în condițiile în care spectacolul era la ora 6, Luminița Fuiora a zis vreau să vin de dimineață să fac decorul, Viorel Mezdre a zis vreau să punem luminile la prânz și până la urmă ne-am întâlnit cu toții la prânz. Adi Andrițoiu, băieții cu luminile, ne-a asigurat da. Luminile și îi mulțumim tare mult, de altfel ați văzut imaginile cât de frumoase sunt și cât de mult contează lumina. Da. Totul contează, sunet, lumină, comportament, ținută, totul contează și faptul că am reușit să umplem o sală de a unui local, că din păcate casa au venit de exact cât funcționează. Cât ne-am dorit. Cât ne-am dorit. Exact cât ne-am dorit, nici n-am fi dat noi invitații peste, pentru că oricum era nu am fost cu bani, în calcul nu am... chestia cu afară, nu dar cu frig sau cu dacă venea ploaie și asta nu puteam să schimbăm toți 300 de persoane cu jumătate de oră sau cu o oră înainte să îi mutăm în altă parte și așa am zis mai bine alegeți direct la... într-o sală. Local că, și-a da. Fost mai bine pentru că mai ales că se face seară, ziua, în mijlocul zilei am încercat să facem spectacolul ca să beneficiem de razele de soare cât de cât călduțe ale toamnei, dar din păcate ziua toți oamenii erau la muncă, deci nu puteai să-i chem la ora 2 cum ne plănuisem noi inițial în primul rând și în al doilea rând pe 20 septembrie când vream noi de fapt să facem și deja aveam o probare din partea primăriei municipiului Târgu Jiu căreia îi mulțumim că ne-a deschis brațele și ne-a primit ideea era să facem în aer liber în fața teatrului la amfiteatrul din fața teatrului Elvira Godeanu. Ar fi avut posibilitatea mai mulți oameni să vadă spectacolul, dar exact, din fericire am schimbat și data și locația pentru că m-am uitat la starea vremii. S-a schimbat frontul atmosferic, în săptămâna aia erau programate ploi în fiecare zi, iar la acea oră la care noi am fi fost în spectacol a fost acea furtună când s-a întunecat cerul în Târgu Jiu. Da, exact. Exact pe așa 20 este. Septembrie. Deci bine am făcut că n-am făcut atunci și acolo. Doamna Aura... Emisiunea Panoramic s-a apropiat de final. Eu mai vorbi pe pauză. Aș mai și vorbi cu dumneavoastră, dar deja, după cum vedeți, am venit pentru dedicație, da? Și trebuie să mă dau singur afară.
dată. Deci dă-te afară ca să te muți la dedicații, dragii mei. Oricum, acest spectacol a fost filmat și o, să, exact, o să-l vadă și ceilalți. Care n-au venit în sală. Un minut îmi dai vă și mie dau, de la dedicații. Trebuie să spun premiile. Vorbește cu colegul de la dedicații. Deci premiile au fost acordate, n-am să mai spun exact pentru ce, majoritatea și toate sunt pentru contribuția la istoria și cultura Gorjului și ale țării. Și-au primit premiile ENSA TV Vertical și AVE Studio, profesor dr. Dumitru Cauc, profesor dr. Gheorghe Nichifor, publicistul Dorin Brozbă, profesor dr. Ștefan Popescu, Instituția Prefectului Județului Gorj, Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Primăria Târgu Jiu, Școala Populară de Artă, Paratul Copiilor Târgu Jiu, doamna Ona Calistru din partea CNA și meșterul popular Nicolae Rotaru, care ne-a transmis și ne-a dat trofeul pe care l-am comandat și ni l-a încredințat, ca să spun așa, iar de săptămâna viitoare, după ce vom difuza spectacolul, vom lansa și concursul pe tare de cântec, dar mai așteptați până săptămâna viitoare ca să aflați regulamentul. Eu o să mai țin la curent și la dedicații. Când îmi șoptește cineva ceva în cască, eu vă anunț imediat tot ce aflu imediat. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi astă seară, doamna Aura Stoienescu. Mulțumesc pentru invitație, domnul Gigi Vasile. Vă mulțumesc și eu că m-ați suportat și dacă mai aveți puțină răbdare și mă suportați în continuare, ne vedem și la dedicații muzicale. Toate cele bune, la revedere! La revedere!